nici nu știu unde, că sar pe ea deja, că... Ia uite-le, mă, ia ține-o leaca asta. Ține tu asta, că e pentru purcei. Ca să le dau la găină. Nu te înțelegi cu el. Acum pot să o lași jos. Ei, înapoi. Pot să lași găleata jos, că nu mai vin la ea. Ai auzit? Mhm. Mă foamea? Dar că iesă... Iată! Iesă, trebuie să caut eu ceva, o motorcă. Caut eu ceva, o motorcă. Ceva. Iată! Ia ieși! Fugi aici! Iată, cază! Așa, mâncați-ne! Asta e pe o coadă la mătrăie, așa-i? Da, care să-mi fileteze, uite, asta nu are. Dacă iau de la o mătră de aia și mai luăm cât mai merge după mătră, după col. Că nu se scoate de alea încolo. Ia să-i vezi cum mănâncă ei acum, ia, numai să-i vezi. Da, dar cred că n-au postul de mâncare, eu zic că e prea dimineață. Da, e prea dimineață, nu? Le trebuia cafeaua mai întâi. Păi da, o țigară, cafeaua. Să-mi aduc și apă curată. Nu mănâncă deloc, ca e o leagă. Bă, nu vă bateți, al de Andrei. Intrăm pe sectorul agricultură dimineața acum. Și după aia avem alte chestii. Ia să vedem ce mai e pe aici, că n-am mai fost, am neglijat-o total. Dar total. Astea au mai crescut în înălțimii, dar am crescut și în flori, bre, ia uite. Ce zici tu? Ziceai că n-au flori, ia uite. Nu spuneai tu așa? Da. Ia uite ce e acolo. Ia uite, aici deja, cred că e format. Are fructe formate. Are fructe. Unde să mă uit? Eu că nici nu știu unde să mă uit. Aici ar trebui să mă uit. Ia uite. Are fructe deja lăsate. Sunt fructe lăsate, fructe. Da, are. Are multe. Și mărunte. Și pe aici, o frumuseți. Ia uite, ăsta, ia uite via mea, uite, vezi? Ăsta împinge. Ăla cred că s-a uscat cu totul, dar care l-ai pus înapoi. Care? Nu s-a uscat, dă și ăsta, o să dea. Toamna viitoare e numai bun, diculez. Așa, uite, ăsta a început să facă vie, ăsta mic. Ai văzut? A început să facă vii, struguri, a început să facă vii, Doamne, dar câteodată eu nu sunt aici. Ai văzut copacul ăsta, deși i-am pus în același timp, diferent față de unul altul? Adică? Adică vii aici, da, uzi, copacul, da. Ia uite, și lăstărașii, deja pleacă cu strugul lăstărașii mei. Ei, nu. Da. Nu vezi? Ba da. Au struguri. Dar toți. Bine, nu știu dacă îi ține, dar oricum. Mărarul tău? Mărarul a ieșit. Uite și pătrunjelul ies acum. Acum dă. Dar cum ai pus pătrunjelul? Aruncat așa? Nu, pe rândul ce-i. Și de ce e aruncat așa? Dar nu-i pătrunjelul, sunt bălăriele. Alea-s bălării? Hai, în fine. Aici te simtăm la bălărie, uite aici. Dar
S-au dus. M-am întrebat eu de ce rândul ăsta a ieșit mai prost. Pentru că e fasole de așa natură. Dar cred de care am pus? Nu prea germinată, e fasole de aia verde. Fideluță verde. Ia uite, cu alea două, cu alea două. Poate iese de acum, sau iese mai greu. Mazărea e frumoasă, foarte frumoasă. Și fasola e foarte frumoasă. Îmi place. Eu uite, ziceai că nu faci fructe din primul an. Uite ce aici, cu acăzi de alea galbeni, cred că sunt astea. Uite și tu, e plin. Astea aveau, cum se numesc astea? Agrișe. Uite-le. Are o fructușor. Dar mai avea pe aici sau în visat eu? Da, în spate. Parcă, nu? În spate, uite aici. Da, lasă, fac, să vedem dacă se face. Are unul, dar eu nu-l mai văd de acolo. Uite-te aici, ce-i pe ăsta? Pe afiu, nu tău? Ia. Uite și tu ce are. Ce frumoase sunt. Uite și tu ce aici, e plin. Ce sunt frumos, au format. Eu zic că ăsta e mur aici, nu mai știu exact, dar eu zic că e mur. Ăsta, dar ăla de acolo. Dar e smulge bălăria aia de la rădăcină, ca e iarbă. Așa? Ăsta e smeur de la portocaliu, cred. Galben. E portocaliu. Doi, da, nu? Ia uite, e plin. Da. Ha, uite și din coace are vreo două, trei. Adunată din păstăi uscate s-a făcut. Dacă merge, merge, funcționează. Eu am pus mai las că funcționează. Astea să, ia uite, ăsta e altfel de afe, nu are? Astea sunt roșii, așa, zis că... Vezi? Dar de ce am luat numai un singur soi, negre? O fi altă rasă, mă gândesc. Că alea sunt albei, astea sunt roșii. Mai înapoi, nu știu. Și astea scoacă zi roșii. Da? Da. Astea deja au început să butucenească. Smeurica ta. Nu le place deloc, cred că nu. Cred că nu le place. Chiar azi, e frumoasă. Acum trebuie să înflorească? Da. Acum au înmugurit. Da. Vai, ia uite și pe asta, care i-ai pus acum, aia asta galbenă. A, da? E și ea, am ieșit-o leacă, dar dă și ea. Bun, păi ia uite, și ăsta la altul, și ăsta de aici. Și ăsta de aici. Păi, dar cum nu am vârfuri, da? Face și în jos acolo, dar după aia. Prima oară hrănește ce-i sus. Care vârfuleț are? Și o să mai dea de acum. Ce culoare e aia? Uite, ăsta s-a făcut până iarna. Da. E altă rasă, până iarna, târziu. Și cireșile. Uite, ce că n-ai cireșii? Uite, ăsta care n-a avut care n-a avut de-astea flori. Are cireșe, dar cum nu știu. Dar eu crezi gemeni, unul mai mare, unul mai mic. Ei, acum... Dar toate s-așa. Și-a revenit și ustroiul, o leacă. O leacă. Da. Ia uite. Îți plinii crenguțele. Dacă scoatem mâine vreo două rădăcini de ustroi, să vedem gustul așa verde, o fi bun? Dar fii atent, că ăsta era plin de flori. Nu știu dacă e bun. Și nu mai are nicio cireașă. Au avortat toate. Uite-le aici, acum n-are, iot. Are, două, trei? Iot. Trei, alea trei, patru. Atât? Da, atât. Și mai are una, mai are una pe creanga slată, în ce am văzut eu. Avea. Iot-o cu alea. Asta e singura. În rest, pauză de masă. Ăsta care a avut anul trecut 10 meri, are și anul ăsta avut 10 meri. Goldenul nostru. Da. Da. Ușor, mă! Lasă, bre, că nu le fac nimica. Cum nu le fac? Ia, fii atent, ăsta cât de mic și amărât, are și perii. Iată. Are perii și-i vai de steaua lui. Și flori, și perii, are de toate. Așa, ce mai era pe aici? Hreanul meu se duce înainte, îi trebuie o leacă de apă, mâine să le dau la toate. Cred că l-a năpădit o leacă iarbă, că am rupt-o eu. Leoșteanul, cred că... Nu, și i-am rupt eu alea și le-am aruncat, uite, slângă. Fii atent cum trebuie să facem aici. Intră pe partea elaltă, te duci, dai cu secerea și eu oprășesc pe partea asta, căpșonile, că e păcat de ele. Ia uite, le splinii de flori. Dar le saltă la rădăcină, le saltă, fii atent, uite ce fel arată. Și a mai dat toată apă la fel. E o dihană, ideea care le saltă pământul. Da, iar și se usucă. Da. Ia uite ce leoștean, frumos. Moșmonul tău are apucături de copac. Uite-l. Am zis că se usucă, uite. Deja are două frunzulițe. De vezi că e pe de iarbă.
Eu am pus iarba acolo, apropo. Așa, și tu pe unde ai să o iei? Eu pe lângă eu. Vișinul are și ăsta, avut 3-4 vișini, cred că are mai mult de 4 n-are. 3-4 mii. Mai mult de 4 vișini nu, nu, nu cred că are. Cred că când s-o coace, cred că se lasă rădăcinile astea, crângile astea, cât de groase sunt, sigur să pleacă. Are, 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 are. Ăsta a făcut care anul trecut nu a făcut. Mamă, full, e full, full, full. Ăsta are full, full, full. Ce e aia, bre? Care anul trecut nu a făcut deloc. Da, da, acum 2 ani a făcut 50 de mieri ăsta. Da. Și acum la fel, are 100. Da, uite, uite, a început să-l ia, trebuie stropit, uite. A, furnicile. Urcă a fi de la alea și le hrănește acolo. Trebuie dat neapărat cu soluții pe el. Ce urcă, cu ce viteză urcă, deci ăsta e contra cronometru. Are cursă. Serios. Deci și prunele. Prunul tău are prunii. E plin. Are, are o două. Ia, 200. Aici, nu cred. Caisele. Ia uite ce e aici, câta ursoaicele. Ia uite, ia uite acolo pe creangă, ia uite-le de mare. Peste tot. Aha. Dar ce mari, de repede cresc. Iute, și ăsta era plin de flori, iar. Mai, cel mai plin. Și așa, iute. Are și acum, dar cad. S-au îngălbenit toate. Mai sunt câteva. Iute, dacă trece așa cad. Câteva mai sunt, atât. Iute, aici după creangă, asta era plin. Iute, toate s-au portate. Mai sunt două cireși, trei. Dar cred că astea care sunt trecută floarea cad. Pentru că, uite, sunt... Dar e logic, dar nu vezi că e galbenă. Dar tu nu vezi că... Normal, toate ar trebui să fie în stadiu ăsta, nu așa. Mamai, tu nu vezi că astea ziotele? Tu nu vezi că s-a mărât, s-a plecat? Lasă-le, că se cadă ele singure, nu mai trage tu. Câte-le ele singure, de, singure cât de. Auzi? Hai, hai! Iotii afel! Au început să coacă afelele. Jur! Vino-mi coa! Te calci pe iarbă! Au început afelele să coacă, uite! Nu am pus iarbă, ieși! Iotii bine, mamai. Dă-mi coa să mănânc eu. Ce e? Afini. De siberiene, nu? Sau nu, musole? Chinezești. Păi de care sunt astea? Afini. De care? Mhm. Sunt primele fructe care se coc. Ia uite. Ce acru e! Mică și-al dracu. Poți să le mănânci când nu stropi ele? Mănâncă. De acum gata, sau cop fructele, intrăm la... Nu mai vrei mâncare până la 12. Da, dar mai am unul. Dar nu știu dacă are vuna coaptă asta. Bă, și le ține și ascunsi, mă, frate. Nu-s coapte la ăsta. Sunt azi verzi. Dar dacă au început să coacă, treaba e brici. Dar uite-l pe Aronia, ăsta ce-i pe el. Tu ai văzut? Are mai mult de 1000 de fructe, cred. Anul ăsta. Anul trecut a avut 5-6, nu? Poți să rup și-o două pere de alea să le gust? A? Perele. Da, eram scop prostii, dar mare, nu... Păi tu nu rupeai la cireșii mele? Meu. Dar uite, astea trebuie date jos, uite-le, vezi? Astea mărunțele, dar oricum cad ele. Cad, mă, lasă-le. Astea trebuie date jos, că le selectează părul. Și își lasă doar cât are el nevoie. Da, uite cum e asta galbejită deja. Cad ele, nu trebuie să le... Își lasă că-s prea multe, știi? Se selectează ea natural. Are cum s-ar rupe creanga dacă nu încep să crească. Da, da, ia uite. Tot ce-i gălbejit, jos uite, cu el. Dacă vii cu sapa pe acolo, să vii și pe sub el o leacă. Venim cu sapa, nu vin. Nu, eu vin pe partea aia, zice uite, ia uite, și piersi cu plat. Ia, ce ciudate. Are și alu amărâtă de astea, două. Mai are ce pe aici, chiar că ciudățel e rău. Da. Una, dacă aș gusta, mi-ar fi de ajuns. Uite și tu. Gustul copchii, gustul una. Da, să văd măcar cum e și dacă e, să mai pice vreunul, luăm numai de astea. Uite, bre. Pierse și plate, luăm. Cam flori și... Dar sunt nectarine, mi se pare că e nectarin. Da, că par chele, așa. Da, ce frumos. Anul trecut a făcut, cred că, aproape de 700-800 de grame una. Da. Mari, foarte mari. Așa? Ia uite asta. Ziceai că nu mai dă... Astea ale mele. Da. Uite și tu, ia uite. Ia uite. Dar ți arăt la altul. Ăsta are, bre? Părul? Are, bre, e plin. E full, nu plin. E plin, plin, plin. E prea plin. E prea plin, prea ca la țară. Și are și ăsta flori, ia uite anul ăsta. Cine? Deci nu cred așa ceva. Am trecut n-a făcut, nu? De uite ce frumoase-s. Da.
Aici a venit șobolan iar. Ia uite. Șobolan e de pământ. Ia uite aici. Că astea sunt înflorite și sunt altfel. Dar nu mai las, nu mai dat cu mâna, că o să cadă. Ia uite ce e asta. Am înțeles. Ia uite. E frunză aia. Nu-i frunză, mă, zgârgăun de aia, furnici, nu știu de care. S-au prins toți pomii ăștia mici anul ăsta, dar toți. Da? Eu trebuie și ăsta, amărâtul ăsta are vreo două. Are. Dar eu te-l pe ăsta, l-ai văzut? Ia uite, asta a plecat cu floare, direct. Da, dar stă pe loc greu de înainte, de, cu floare de mult. Uite asta ce ia frumos a dus. Uite, uite, că deja... Asta, ia uite. Meserii te halesc. Asta nu știu dacă are, eu nu cred. Are vreo 3-4 mieri. Îs ascunse după frunzi. Ia uite și pielele astea ce frumoase. Anul trecut au avut două buni tare astea, dar buni, frate. O bunătate pielele astea. De fapt, e plin, n-are vreo două. E plin, 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 plin. Nu lăcri? Da, ce e asta? Nu spune cu fasole. A? Fasole. Iar stăm să adun la păstăm. Stăm să adunăm. Ce te uiți așa la mine? Nu. Din grădină, direct, în câmpul muncii aici, continuăm mâna a doua. De fapt, astupăm plasă acum. Adică... Mâna a doua astupăm plasă, și atât. Adică... Și urmează să trec la ținta după aia. Dar înainte de asta, vreau să mă învățați și voi, după cum din prostiile noastre, să învățați și voi ceva. Nu din ceva bun, din prostii. Știți în vlogul trecut că i-am zis lui Carmen să folosească trafalerele astea sus, acolo, la geam? I-am dat, acolo. Cu prima mână de inglesă, să vede dacă funcționează, nu știu, munca? Ei bine, am făcut o prostie. Niciodată, e foarte bun, trafaletele e foarte bun, și foarte util. Niciodată nu dați prima mână de glet cu trafalet. M-am stricat. Să vă spun cum? Vă spun cum. Deci gletul ăla de umplere, da? Da? De ăsta și ăla altul care a fost. Ce zi? Nu contează care. De umplere. Gletul de prima mână, așa, de fapt, intră printre părul ăsta aici, nu știu dacă se vede, ia uitați-l. Ia uitați-l, se vede? Cam așa. Se vede. Ăsta n-ai cu ce să-l mai iei o dată de aici și nici nu se spală, că e foarte, foarte cleios. E clei, practic, clei. Deși l-a spălat imediat după ce a încercat acolo, degeaba. Mult. Exact, degeaba. Deci, glet de umplere NEMA, nu dați pe el. Nici nu funcționează, nu o să meargă dat, dar nici o să strica și ăsta. Așa că nu pot să mai dau la frinsare, pentru că, ia uite, stau numai bucățele. Dacă nu i-am dat jet, l-a băgat carne și în apă caldă, l-a băgat și nu funcționează. Nimic nu mai funcționează. Deci 70 de lei. Prizonierii! Amândoi! Stai că pe aici e... Mamă, mamă! Asta e aventurier, îmi place aventura! Ia! Ia să vedem! Bună, Emma! Stai! O, ce aici... Ce e asta? Și de ce tai iarba? Ha? Că năpăde... Vezi că ai căpșuni la picioare! Știu, eu știu! Pentru căpșuni. Trebuie să ajung să mă acolo. Sau o luăm dintr-o margine, că... E tot gardenul. Unde, mă? Unde vrei să ajung? Aici, o, gata. Ce-ai găsit acolo, mă? Deci am luat-o cu un cotru și așa era. Uite, acolo, Eric, du-te pe acolo, pe la curcudușii ăia. Că acolo sunt buni. Ia-o și pe Emma cu tine. Emma, hai cu mine. Dar nu-i placă. Păi ia-o cu tine, nu să-i placă. Să mănânce cu sare. Așa, lăsăm tot pe loc. El dacă se ofilește, îi face umbră și poate sufocă iarba și nu mai vine. Ce sunt astea? Afine. What? Ce drăguțe să zici că sunt lăcrămioare? Doamne, abia aștept să-mi florească foarte bine lăcrămioarele. Dar chestia e că să trec foarte repede, deci să-mi floresc foarte repede și să trec la fel de repede. Dar ești, nu ești înfloritantă. Nu. Da.
Este stăpărul jos, trebuie să ridică... Așa, că se ridică în sus, atunci am flori și lăcrămioara, nu? Foarte repede, e greu până înflorește, că dacă am florit, s-a și trecut, nu? Ia ce ușor merge cu asta. Și avem de gând să vin sus mult doar. Merge smuls, uite asta merge, dar restul sunt tot fel de nații, de buruieni. Dar și mie îmi place să dau cu chestia aia. Eu n-am dat, nu știu cum. Smulgeam. Sau vreau să vin cu aia de care iarba, mutul coasa aia. Dar nu ți era și mai greu, că aici e și iarba mare, nici nu știi ce-i pe dedesubt. E curat, că doar noi am făcut aici. Da, doar că... Și am până în capă, da. Dar ce mic al deja. Da, vezi, stai jos. Dar Ema e topită după a explora eu. N-are nicio... Ce vrei? Vrei acasă? Da. Vrei să te dau pe după gard? Hai să te dau lui Lăcri pe după gard, hai. Vrei? Nu, mami, că mergem înapoi, cum am venit. Îți place aici? Îi spuneam lui ieri că n-am... E vreun bălării încolo. Când suntem și noi mai liberi și mai bogați, poate merge la grădina zoologică, că ei îi place. Îi place aventura. Și acum am dus-o odată, dar era mult prea mică. Da, chiar. Cu 2 ani. Unde, mami? Acasă? Nu, e vreun bălării. Stai să terminăm. Ia uite, uite, cât-i gardul ăsta până în capăt. Până în capăt trebuie să tăiem iarba de pe lângă. Că de-aia am venit. Bine? Mulțumesc. Zi da, nu? Dar zice, știi da, dar nu zice când trebuie. Ia zi da. Ne-ai? Acum facem mișto. Au. Facem rănizare. Uite și oamenii au prins aici gardul să nu mai sară câini. Au prins gardul să nu mai sară câini oamenii. Ia uite. Gata! Ce, mami? Hai că merge. Hai, du-te după Eric. Du-te pe aici, înapoi. Dă-i mâna lui Eric. Te du-te. Aici. Îți protejezi floricelele? Nu vezi, eu nici nu se mai văd săracele. Păcat de ele, că sunt mari și frumoase. Măcar gălbenelele astea se facă, că înflorește, văd că nu înstopă vreodă. Oare până la toamnă înflori? Trebuia să le adun ca să le mai fac o cremă de aia, da. Că-i tare bună, uite, Ema, de când am născut-o, nu știu din ce cauză, e mai sensibilă ea la piele, să opărește după urechi. Mă, dar mereu, adică... A cui fac baie, o șterg, așa, până a doua zi dimineață, gata, e piele pe acolo. Ei, și-am dat-o deja cu cremă de 2 zile la rând. Am făcut o tură de astea. Și deja e bine, bine la urechi. De asta mi-a arătat ea aseară, a venit în cameră la mine și mi-a arătat aici la ureche, mami, și nu știam ce are. Aseară și alaltă seară. Nu știam ce are și după aia mi-am dat seama că ai dat-o ceva după ureche. Da. O dădeam cu cremă de la Bioderma, nu știu de care, de asta, de piele sensibilă, de așa. Dar n-am, că mereu am dat-o. Adică când se scărpina și așa, o dădeam și tot, nicio schimbare, adică făceam mereu. Și am dat-o cu de-ala, că scurimos. Ioci cură, păi tu știi ce aveai aici, Ioci? Ce mai trebuie încă? Mult tare, toată urechea o avea. E, altă viață, uite ce o să prinde. Și nici nu mai mănâncă, păi ea o să scărpina și o mânca într-una.
Am început de pe partea asta acum. A? Ai început pe partea asta. Da, păi da, stau în... Semănat floricele pe după, pe aici și pe aici. Peste tot, de fapt. Hai, da, și bine. Hai să mergem și în grădină la unde o să punem castraveții. Cred că punem folie azi și trebuie să pat iarba pe pământ ca să putem să așezăm folia de jur de peste așa. Da. Uite așa, am un moment. Am terminat și a doua mână, adică n-am terminat a doua mână, doar sus, partea neagră. Și după aia partea ușoară o termin tu. După aia se termină mai puțin jos aici ca sus. Și-a făcut totul la mână? La mână și o neagră la picior, dar mai la urmă. Uite așa. Dar m-a suit pe scaun, pe scaun. Cred că vine folia normală fix cât ăsta. Da. Și mergi drept, frumos. Doar că o să trebuiască să adun cu grevla, să trag pe cărare. Ca după aia când punem folia de pe cărare să avem pământ să punem și acolo și aici. Da. De-aia caut să-l trag încoa. Și trebuie să fac și drept. Trebuie tăiată și iarba. Iarba rămâne acolo. Și luăm castraveți din solar și... Da, pentru aici am făcut. Mă gândeam, ai plecat înainte, zic unde-i mama? Am strigat odată de două ori, unde ești? După îmi dau seama că eu am făcut cu tata astea că... ca să punem castraveți. Dar tu unde ești, la solar? Da! Dacă nu știam unde ești. Fiare vechi. Chiar au trecut fiarele vechi mai devreme. La noi... Am dat vreodată fiare vechi? De unde? Plasele, de aici. Dar le-a luat așa, nu știu dacă a dat. În rest totul s-a refolosit la noi. Da, când știi să lucrezi cu fierul, ar fi păcat să nu-l refolosești. Uite, la cât e de scump acum. Ai tras tot pământul aici? Și punem un rând sau două de castraveți? Nu știu. Tu nu te ocupi de asta. Nu de asta, da. Nu știu, e niște acolo, nu știu, vedem. Dar cred că doar un rând, că de-aia a pus ăsta să le ridice. Eu zic că e de ajuns, intră de scăpare. Și doar dacă punem folie așa. Doar că nu știu cum o să facă.
folia să pune de-a trebuie. Și ăla are ăștia. Are ăștia. Nu, tu sare de mie. Nu cât abieșe că am făcut? Două. Asta de aici e mare și asta e mai mic. De la... Uite, s-a făcut numai de aici. Ei, și eu încă o căutat la lucrurile, dar... Între timp, nu ne-a ajuns gredul. Și o ia patru... Cât am văzut? Patru saci? Da. Patru. Da, e bucățica asta. Și am făcut gred de ăsta de finisare. Mai am bucățica asta de aici și până acolo. S-a stupt plasa. În rest, e gata tot. Da, asta e treaba. Și încerc să dau cu ăsta. De dacă mergi. E cam mare. Și după aia dai cu de la cruise. Când dai cu finisare, dai și peste asta încă o dată? Da. Ia. Mai ușor, că îți dai seama. Mulți ar spune acum, strici... Dar nu mai am, nu mai am. Dacă tot este acolo. Și nu știu cât ți-ar trebui să iei un sac întreg. Unde? Aici. O găleată îți mai trebuia. Mamă, dar ce diferență. Cât îți iei niciodată? Da, chiar că eu te ce. A? Să vezi cât de frumos o să o iasă la sfârșit. Da. E prea mare diferență. Ei, ce mă faci de rușine? Da, chiar. De ce vrei tu asta? Când te-ai lăudat că știi ce tu. Ce ai, mă? Cum e? Ești cu sticlă. Sticlă. Și mai rămâne acum, să vezi că e prea mic. Ce mai rămâne? Vrei să din găleată. Păi și ce? Mai pui pe undeva, pe la geamă, pe la colță. Doar așa. Găsești la ce să-l pui. Da. Ai făcut pe undeva? Ai greșit la numai castraveți? La castraveți. Și am tras pe grebla, pe cărare, și la căpșuni. Le-am săpat. Nu o să punem folia și furtunul. Ce-i săpără căpșunile? Căpșunile. Colete, furtul gătirii? Da. Ha? Da. Este de aici, spui bine. Nu. Am dreptate și ne-am zis că o să iasă căutul ăsta și le-aș uită la față. Sunt sigur că o să iasă. Bandă de hârtie pentru plăci de gips carton. Uite așa. Și astea o să iasă afară. Noi o să facem aici o improvizație, ca de obicei. Asta vrea să zică... Când te ceri mica, nu te face vizor. Păi de ce zici că e improvizație? Că dacă e făcută pentru așa ceva... Da, nu se pune nimic. Trebuia să fac cu dedea metalice. Normal, știi? Și cât e de astea, adevărat? Îi scoate ăla! Hai, scasă-le, nu ai să... Îi scoate ăla, ai zis. Nu, mă, dar băga pe-n bodul. Ia. Nici nu știu cum să punem. Ah, dar n-ai, că văd că e prinsă, are așa, dar e și într-o parte și în alta, e nu se lipește. A, și se umezește, că e gen sugativă de aia, știi cum era odată? Pentru clasa întâi, ai avut sugativă? Da. Da? Vezi că... Și-o părință. Așa este, ce cu prost. Zi, de asta, de suge apa. Zi, suge, ia. Bani, da. A sub virul. Apa, ce e o travă. Ruginesc, nu? Nu ruginesc, da. Dar eu am zis că are bandă adezivă de aia, adică să dezlipește da, și... Ia. Ia să nu mor prost. Da, chiar așa. Că deștept suntem toți. Da, nu se poate. Dăm pe afară deșteptăciunii. Trebuie rupt-o de apăcic. A, și gata, asta e toată... Da, și după aia și pafarul de atât. Cum pafarul? Pe exterior, da. Cu deala? Putem să lipim, da. A, da, nu? Uite așa. Uite să-l acoperi cumva. Cred că trebuie să-l întorc o leagă mai tare, las că știu la următoarea. Cum adic să-l întorc mai tare?
E bucuroză de aia. Păi ia scoate-o și umple. Ce spuneam eu, vezi fasolele? Și umple-o cu de-ala. Umple-o cu... E de miere. Miere, nu? Serios. Mai ales că ai de asta. Ideea e alta. Ai cam mult. Ai câteva bolsuri dar de făcut. Deci se vede diferența. Aici, cu acolo. Da. Ce știai până acum două zile că există așa ceva? Ce? Chestii de asta. Cum să nu știu? Aolo, scuză-mă că tu le știi pe toate. Te-ai născut cu un hard disk în creier. Da. Dar ce nu știi eu? Și unde mai pui ăla? Că-ți rămâne, mai rămâne. Nu. În ce poți? Păi... Hm? Păi să-mi trebuie ăsta atunci. În dreapta, în dreapta. Unde mai pui de asta, că rămâne? Ce film de asta? De asta. Sfărbuții de asta. Dacă mă duc așa, s-a arătat? Teoria din asta. Practic? Practic. Practic. Asta de ce am făcut între ele? Da, mă, și soluția aia, îți mai rămâne o grămadă. Nu mai rămâne. Nu mai rămâne, nu? Te cheroi tu să nu mai rămână. Restul la lucru. A, da, chiar așa, la banii noștri. Pui aici, oricum, de ce? A, finisesc. Pe păi aici tu de fapt ai umplut, da? Așa. Tu ai putea să finisezi acum. Nu, mai trebuie dat-o mai mult. Ca să fie peste la foarte fine, știi? Mm. Ce ai zis? Nu-i bine? Vinica mai dat de zi, pe care ea numai 3 foaie este. Le stai separat. Stai să le revin. Ce să nu faceți? Că nu e bine. Da. Adică? Cu oțurile de hârtie, da. Stai alea, să termin aici. Formează niște buli de aer. Vă arăt imediat care, cum și ce fel. Am căcurăț în loc și acum știu ce am de făcut. E bine pus aici, peste colțul ăsta, e foarte bine. Da. Cum am gândit-o. Doar că există o problemă. Hai să-ți arăt. Ia. Uite, ce înseamnă muncă în zadar. Uite, vezi? Nu știu dacă se vede, numai se vede. Umflături, da, umflături. Ca și cum s-au umflat. Astea, aia nu e, deci nu e bun, umflătura aia nu ajută cu nimic. Da, la un moment dat tot o să iasă. Și o desfacem înapoi. O desfacem înapoi. O dezăm jos de tot, de fapt. Da? Am un cigeabă, da. Cum trebuia făcut? Dăm cu adeziv. Aplicăm hârtia, o întoarcem un pic. Da. Deci are un șans pe mijloc. Uite atâta trebuie făcut, nici măcar de tot așa cum făceam eu, numai un pic, atâta, uite așa trebuie făcut, așa m-am plecat. Și ea să mulează exact după colț. Deci. Tot n-am înțeles. Punem hârtia frumos, punem în maglava aici ăsta. Hai să faci un colț ca să nu mai facă, nu mai am cucit. Punem hârtia, punem maglava aici, punem hârtia care nu trebuie să fie neapărat îndoită la max, cum spuneam eu. Aici, lasă așa că data viitoare. Mai vine să aici, oameni. Când se usucă, să... Apoi, cu jucăria aia... De colțuri. Funcționează dincolo. Cu jucăria de colțuri. După ce am venit amândoi la băieți, punem hârtia și apresăm foarte bine, apăsăm și iese și aerul totodată când ne lăsăm în jos cu ea. Asta e perfect. Apoi, că totodată când mergi cu asta,
dar mai mult de atât. Să acopere și margine. Mai trebuie numai foarte, foarte, foarte puțin mai trebuie dat. Tu dai cu... faci finish-ul acum, da? Da. Și mai dai și curaj papil? Da. Păi înseamnă că le iei de tot la cât de subțire îl pui tu. Bă, dar e curaj papil cu timp. Curaj papil și papil. Bă, ești, zici că e mușama. Da, eu îți spun ce ai. E, susal, păi mai apre, ai mai apre. Da. Da. Îl facem, știi cum? Boboc, îmi place. Deci ce zic eu că e bine, înseamnă că e bine. Ce zic că nu e bine, că e așa și așa, înseamnă că nu-mi place. Da. Bă, că știu, e foarte ușor. Deci eu mă chinuiam cu ăla, din chinteam cu jucăria aia mică. A, mă, frate, mă, bă, aia, la 90 de grade, merge perfect. Păi, pentru aia este, cred că. Nu-i ca... E vai, și amar. Te dor asta. Alea, nu? Da. Hai să te schimbi. Hai să spunem scurte. Hai să îmi speri sculele. Hai să speri sculele. Asta. Sunt mulțumit, am dat toată asta. Azi sunt 75-80 de metri aici, de jur de jos. 80 de metri, pătrați, bă. Îți dai seama, e ceva. E mare lucru. Da, mergem. Lăsăm geamul deschis, cum a zis omul. Hai să le deschidem. Un geam? Nu, da. Ăla de acolo și unul mai mult. Ascultă, dimineață. Să facă curent. E asta, asta o dată. Asta o trage, mă face. O trage. Așa. Ți-ai băut cafea? Le schidești cu ăsta? Nu, că e prea mult. Da. Ți-ai băut? Asta. Ia să vedem ce mai e. Asta. Bă, la cât de ușor era și cât de prost m-a încheluit o grămadă la el. Da, nu știi. Și chiar, de ce ai închis tu geamul? Nu mai tehnic, nu știi, ha? De ce ai închis geamul? Ce ai crezut că... Mi-era frică. Serios? Ei, nu mă gândeam. Bă, îmi place morat. Lasă, bă, că-mi place, bă, ce ai, bă, că-mi place. Dacă-mi place, îmi place. Serios. Meserit.